Discutăm pentru început despre scandalul gunoiului care îi afectează în principal pe cetățenii din sectorul 1. Vedem tot felul de acuzații lansate ba de fosta administrație PSD-istă, ba de actuala administrație useristă. Cum e posibil ca în anul 2020, da, să vedem asemenea imagini pe care le vedem zilele acestea pe străzile din sectorul 1? Munți de gunoaie, cum e posibil așa ceva? Într-adevăr, este o imagine regretabilă a sectorului 1, care de fapt ar trebui să fie emblema capitalei României. Exact. Chiar în acest moment este în desfășurare în Consiliul Local al sectorului 1, primăria sectorului 1, o ședință a Consiliului Local de îndată, convocată de doamna primar, Clotilde Armand, în care încercăm să soluționăm și încercăm ca și administrație PNL, în alianță cu USR Plus, să aducem o soluție grabnică și de rezolvare benefică pentru cetățenii sectorului 1. Este regretabil și pentru orice administrație din România sau de oriunde să se întâmple așa ceva pentru cetățenii și locuitorii oricărei localități. Încercăm să găsim soluții din toate punctele de vedere, a politice cât și administrative, dar ne blocăm foarte mult în impedimentele create de fosta administrație PSD. Nu vreau să aduc aici, să aduc în discuție greaua moștenire. Suntem o echipă, noi PNL și în alianță cu USR Plus, cu doamna Clotilde Armand, care încercăm să facem mai multe lucruri pentru PNL, pentru sectorul 1. Una din soluții cea mai rapidă pe care am putut să o luăm la momentul de față a fost ca în Consiliul Local al Sectorului 1 să constituim o comisie mixtă formată din membrii consilieri locali de la toate partidele pentru analizarea contractului cu Rompres și găsirea de soluții la obiect pe acest contract. Dar din ce știți dumneavoastră, cum stau de fapt lucrurile? Că am văzut, sunt tot felul de acuzații. Cum arată situația de acolo? Ați spus că s-a făcut o comisie. Da, eu am fost consilier local în mandatul trecut în administrația sectorului 1. Ce pot să vă spun, că acest contract este unul total, o bătaie de joc la adresa banului public și a cetățeanului. Situația stă în felul următor, așa cum ați văzut-o, cu aceste gunoaie și cu aceste gunoaie ilegale puse pe toate străzile și ne sufocă efectiv, și în mijlocul pandemiei un asemenea mijloc de infecție ridică riscul pentru sănătatea cetățenilor. La ce vă referiți exact? La situația contractului Rompres? La situația contractului, deci, exact. Problema este că nu s-au făcut plăți într-adevăr de 7 luni pe acest contract, dar așa cum erau prevăzute contractele, noi recunoaștem, deci opinia noastră ca și PNL și împreună cu doamna primar, este că va trebui să facem aceste plăți atât timp cât gunoiul a fost ridicat și facturile au fost emise. Corect. Și vom face aceste plăți pentru că așa prevede legea și așa este legal. Dar trebuie să analizăm anterior, să vedem, ei nu au mai avut buget, să vedem ce putem face în buget și cum putem să găsim soluții pentru aceste plăți. Dar credem că acest contract trebuie reanalizat, să-i chemăm pe cei de la Rompres să facem o discuție cu ei și să depășim acest impediment. Poziția noastră este una de echilibru și de discuție, în primul rând, și cu cetățenii, și să vedem exact cu furnizorii acestor servicii de la Rompres. Nu venim cu o opinie dură, clară, în care noi nu lăsăm loc la dialog. Dar trebuie să discutăm pe clauzele contractuale, exact pe situația creată, cu totul că se dă dovadă de o foarte mare reavoință din partea lor, mai ales că sunt anumite zone. Doamna primar, așa cum a și afirmat public, a adus o firmă care ridică la momentul de față gunoaiele ilegale care sunt lăsate. Dar noi nu putem să luăm ceea ce este sub contract prevăzut de rompre să ridicăm de acolo. Pentru că nu este legal și nu putem să facem acest lucru. Deci trebuie să ai un cadru legal pentru rezolvarea situației, bineînțeles. Și încercăm, prin această comisie, după această analiză, să găsim soluții în baza contractului și respectând legea. Chiar dacă va mai dura puțin până la soluționarea imediată, nu putem să trecem de cadrul contractului și de prevederile legale în vigoare.
Este o situație destul de neplăcută pentru cetățenii sectorului 1, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, oricum suntem într-un context extrem de dificil generat de această epidemie de coronavirus. Am văzut însă că Garda de Mediu a amendat primăria sectorului 1 și a apreciat că Romprest respectă legislația în vigoare referitoare la deșeuri și salubrizare. În acest caz, ce să înțelegem din scandalul generat de doamna Clotilde Armond, actualul primar, pentru că am văzut diverse postări și pe pagina dânsei de Facebook. Exact ce v-am spus. Noi încercăm acum, prin această comisie mixtă formată de la toate partidele în Consiliul Local, să respectăm contractul, să respectăm prevederile legale, să plătim aceste facturi, să găsim o sursă de finanțare pentru aceste facturi. Contractul a fost deficitar din vechea administrație și rău gestionat. Asta este situația. Noi vrem în sectorul 1 și în primăria sectorului 1, PNL, împreună cu USR, să facem lucruri bune pentru cetățeni și să dezvoltăm comunitatea. Dar nu putem să negăm faptul că avem un istoric eronat, că avem probleme pe care le moștenim și pe care chiar trebuie să le soluționăm. Deci greaua moștenire până la urmă. Avem o echipă de consilieri locali împreună cu doamna primar care dau dovadă de multă pregnanță și răbdare. Știu că este o presiune publică asupra noastră în momentul ăsta, dar nu ne puteți acuza pe noi, care abia am intrat în administrarea acestei situații, de ce s-a întâmplat până acum în primăria sectorului 1, mai ales pe acest contract Romprest, care este clar o mare problemă pentru buget, așa cum sunt prevăzute clauzele și tot ce se întâmplă.